Onorată asistență, bună dimineața! Pentru deschiderea oficială a evenimentului, vă rog să onorăm imnul de stat. Oaspeți, membri ai juriului, elevi, părinți, profesori, vă salut în numele conducerii Academiei Științe a Moldovei și al meu personal la festivitatea de premiere a celor mai buni elevi inovatori din Republica Moldova. Concursul cel mai bun elev inovator este organizat în scopul stimulării creativității și capacităților inovaționale ale elevilor și pentru încurajarea spiritului creativ și ingeniozității în rândul tinerei generații. Ideea și conceptul acestui concurs aparțin președintelui Academiei de Științe, domnului academician Gheorghe Duca, și deja de un deceniu concursul este organizat anual de către Academia de Știință a Moldovei, în colaborare cu Ministerul Educației, Universitatea Academiei de Științe, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și Liceul Academiei de Științe. De la o ediție la alta, concursul cel mai bun elev inovator a avut un ecou tot mai puternic în toată Republica. A devenit un adevărat izvor intelectual al copiilor și tinerilor din țara noastră, reprezentând o arenă de valori și idei inovatoare. Onorată asistență, civilizația s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte cu o accelerație nemaipomenită grație invențiilor și inovațiilor. Anume, prin invenții și inovații, omenirea dezvoltă astăzi tehnologii la nivel molecular și atomar. În rezultat, a creat un nou spațiu, cel virtual, care are un impact colosal asupra comportamentului și activității Homo sapiens. Richard Feynman, laureat al Premiului Nobel în 1959, a prezis aceste tehnologii moleculare și atomare, afirmând că există un spațiu enorm la nivelul atomilor și formulând întrebarea: de ce noi nu putem să scriem 24 de volume ale Enciclopediei Britanice pe un vârf de ac? Dragi elevi,
vreau să menționez că astăzi savanții elaborează tehnologii pentru a scrie Enciclopedia Britanică pe un vârf de ac. Alt exemplu, profesorii Andrei Game și Constantin Novosionov au descoperit grafenul și au devenit laureați al Premiului Nobel. Fiecare dintre dumneavoastră, dragi elevi, putea să facă acest lucru, fiindcă este vorba de un strat uniatomar de carbon care se desprinde din grafit, grafitul fiind utilizat în creioane. Nimeni n-a încercat, fiindcă cei mai mari teoricieni ai lumii spuneau că nu se poate. Un strat uniatomar nu poate să existe, este instabil. Iar Game și Novosionov nu au ascultat teoricienii lumii, au demonstrat și au devenit laureați al Premiului Nobel. Sunt mai multe fenomene încă nedescoperite decât numărul celor descoperite. Și mă adresez tinerilor, elevilor, fiți ingenioși, vă așteaptă lumea marilor descoperiri. Doamnelor și domnilor, ediția din acest an al concursului Cel mai bun elev inovator este jubileară și întrunește 100 de participanți din 36 de instituții educaționale care au venit din 14 raioane și municipii. Suntem foarte bucuroși că demararea celei de-a 10 ediții a concursului național Cel mai bun elev inovator Genius a avut un ecou puternic în toată Republica. Menționăm de asemenea faptul că lucrările au devenit mai interesante, mai ingenioase, mai inovative. Sperăm că această tradiție se va păstra și pentru edițiile ulterioare ale competiției. Sunt convins că acest concurs va contribui și în continuare la promovarea spiritului inventiv și stimularea inițiativelor creative ale tinerilor. Doamnelor și domnilor, salut prezența înalților oaspeți, academicieni, deputați, miniștri, directori de institute și, cu permisiunea dumneavoastră, o să le ofer cuvântul pentru mesaje de salut. Ofer cuvântul domnului membru corespondent al Academiei de Științe, domnului Vladimir Hotineanu, președinte al Comisiei Parlamentare, Cultură, Educație, Cercetare, Tineret și Mass Media. Domnule academician, domnul prim-vicepreședinte Academiei, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi copii. Sunt foarte bucuros de faptul că sunteți aici prezenți și că sunteți interesați de rezolvarea problemelor care, după viziunile dumneavoastră, dragii mei copii, ele nu și-au găsit încă reflectare în viața noastră de toate zilele. Să nu trăiți în baza teoremelor deja demonstrate, trăiți doar cu ipotezele. Având ipoteze, veți gândi și veți rezolva și veți veni cu noi teoreme demonstrate. Succese, cutezați, țara este a voastră. Mâine voi veți dirija cu această țară. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule academician. Un cuvânt de salut din partea domnului Victor Zupcu, ministrul tineretului și sportului. Domnul ministru. Dragi copii, stimați profesori, domnule academicei, onorați oaspeți, vreau în primul rând să vă salut din numele Ministerului Tineretului și Sportului și mi-aduceam aminte, privindu-vă pe voi, despre timpul petrecut la facultate. Aveam noi o materie, conflictologia, și spuneau că există 5 spații. Aer, apă, sol, cosmos și al cincilea spațiu, spațiu informațional. Inovația a fost acel component care a revoluționat toate aceste spații. Și omenirea, în general, mersul omenirii a fost afectat în sensul bun a cuvântului de inovație. Eu cred în creativitatea generației tinere pentru că sunt cei care reușesc să vadă ceea ce nu văd generațiile mai în vârstă. Iar un tânăr crescut în spirit de gândire critică și inovație este un tânăr care se dezvoltă și crește corect. Sigur, asemenea competiții și asemenea testări care ajung, iată, la 10-a ediție, nu fac altceva decât să creeze
niște rezerve olimpice, științifice pentru Republica Moldova și eu sunt sigur că contribuția voastră astăzi va fi una semnificativă, iar ulterior, așa cum nu găsim, de exemplu, astăzi resurse, se vor găsi ca inovațiile voastre să facă viața fiecărui cetățean din țara noastră mai bună. Felicitări, mult succes și dați drumul la noi idei! Vă mulțumim, domnule ministru! Cuvânt se oferă doamnei Elena Cernei, viceministru educației. Doamna Cernei, vă rugăm! Bunate, domnule academician, bunate asistență, dragi elevi, stimați profesori, Ministerul Educației, desigur, susține astfel de competiții. Cel mai bun elev inovativ, genius, este un concurs care, într-adevăr, știe toată Republica și sunteți aici pentru a ne demonstra și alte inovații. Nu vreau mult să vă iau din timp, fiindcă soarele acesta e destul de puternic. De aceea vă doresc succes tuturor celor implicați în această competiție. Vă mulțumim! Cuvânt se oferă domnului Octavian Apostol, director general AGP. Mulțumim mult! Onorată asistență, dragi elevi, mă bucur să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră aici și vă transmit salutul echipei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Mă bucur că avem tot mai mulți participanți, o participare activă și destul de productivă de fiecare dată, la fiecare ediție acestui concurs și având în vedere că la sfârșitul lunii trecute am sărbătorit Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale cu o temă tot frumoasă, inovarea pentru o viață mai bună. Într-adevăr, vedem că inovarea și invențiile fac ca problemele să le transformăm în progres, să găsim acele soluții și, într-adevăr, în voi este viitorul, voi sunteți soluțiile. Voi trebuie să găsiți acele soluții. Îmi aduc aminte de Edison, un mare inventator la care veneau niște prieteni și când deschideau poarta, scârția poarta aia, se deschidea foarte greu și prietenii lui îi spuneau: bă, dar tu ești, ce fel de ciubotari fără cizme ești, da? Nu poți să repari o poartă. Zic, cum să o repar? Dumneavoastră când ați deschis poarta, deja 200 de litri de apă mi-ați pompat în rezervor. Trebuie să gândiți astfel, să faceți lumea mai bună, să inovați și să aveți curaj și perseverență. Curaj pentru a începe și perseverență. La fel Edison, o mai spun povestioara asta, el este inventatorul becului cu incandescență. Și a testat până a descoperit acest bec, a testat de vreo 11.000 de ori. Când era pe la 6.000 oară, un jurnalist îl întreabă: domnule Edison, dar nu v-ați săturat să ieșuați de 6.000 de ori? Și el a spus: eu nu am ieșuat de 6.000 de ori, eu pur și simplu am descoperit 6 modalități în care această invenție nu funcționează. Deci, trebuie să cutezați, să perseverați, dacă chiar anul acesta nu ați câștigat. Cu siguranță, anul viitor sau la anul, veți descoperi ceva, veți inova și veți face viața mai bună, atât oamenilor din Republica Moldova, cât și altor oameni. Noi suntem mândri să avem oameni care au inventat ceva sau au descoperit ceva. Paulescu, insulina, 5% din populația mondială, globului pământesc, este bolnavă de diabet zaharat. Ce ne-am fi făcut fără insulină? Traian Vuia, primul avion, începuturile aviației civile, Henry Coandă, motorul cu reacție și așa mai departe. Deci avem cu ce ne mândri și voi sunteți viitorul. Eu vă mulțumesc și pentru prima dată, la solicitarea AGP, Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală oferă un premiu pentru cea mai bună lucrare și cu siguranță, după ce juriul se va întruni, va oferi acest premiu din partea Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală pentru cea mai bună invenție sau inovație a unui elev. Eu vă mulțumesc. Perseverență și curaj. Vă mulțumim, domnule director general. Cuvânt se oferă domnului Roman Chircă, director general al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Vă mulțumesc, domnule
domnule prim vicepreședinte. Stimați genii, vreau să vă transmit un mesaj de salut din partea Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Salut! Aș vrea totuși să fiu așa mai concis, să adaug că ceea ce faceți dumneavoastră este un curaj. Tot timpul persoanele care inventează, creează, sunt persoane curajoase. Au fost așa pe parcursul întregii istorii a omenirii. Acum este mai în siguranță să creezi, nimeni nu te arde pe rug, dar te arde la soare dacă vorbești prea mult. De aceea vă felicit cu acest curaj că ați nimerit în zona de creație, de inovare. Vă felicit pentru curajul că puteți să expuneți public acest lucru. Înseamnă că aveți un viitor, înseamnă că Republica Moldova are un viitor. Și aș vrea să vă spun că următoarele planuri cred că ar trebui de vorbit cu organizatorii ca să internaționalizăm acest concurs pentru a cuprinde spații noi, regiuni noi și inventatori, inovatori noi. Vă mulțumesc, vă urez succes! Vă mulțumesc! Cuvânt se oferă domnii Maria Duca, academician, rector al Universității Academiei de Știință a Moldovei. Dragi și scumpi elevi inovatori, mulți stimați părinți și profesori care susțineți și dezvoltați aceste elemente de inovație în copiii dumneavoastră și ajutați să participe la acest eveniment. Mulți stimați membri ai juriului, onorată asistență, stimați organizatori, mulți stimați domni reprezentanți ai puterii de stat din Republica Moldova. Suntem la cea de 10-a ediție a concursului cel mai bun elev inovator din Republica Moldova și cu această ocazie vreau să mă adresez acestor elevi inovatori care astăzi au depus eforturi, au venit, vor prezenta lucrările lor și sunt reprezentanții viitorului nostru, fiindcă generația în creștere este viitorul țării noastre. Vreau să le doresc succes, să îi felicit cu faptul că s-au organizat și s-au mobilizat și astăzi sunt, și să țineți minte, sunteți participanți și câștigători la ediția 10-a jubileară a concursului cel mai tânăr elev inovator. Parcă mai ieri îmi amintesc că a fost prima ediție care a fost organizată în Biblioteca Academiei de Științe. Pe parcurs s-a schimbat locul evenimentului, am fost și în mall, am fost și în Universitatea Academiei de Științe. Astăzi, gazdă a acestui eveniment este liceul, la fel ca și anul trecut. S-a schimbat guvernările, au fost perioade mai bune și mai rele, dar pe parcurs acest spirit al competiției a fost păstrat datorită partenerilor noștri fideli. În primul rând Agenției pentru Proprietate Intelectuală și vreau să-i mulțumesc domnului director care întotdeauna a venit cu un suport material. În al doilea rând Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologii care de asemenea au susținut această ediție. Parteneri fideli au fost ministerele, în primul rând Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Ecologiei, alte ministere. Și de fapt, ideea și motorul acestei competiție, acestui concurs este Academia de Științe. Să știți, dragi copii, că acest eveniment este unul în bază de voluntariat și datorită acestui concurs, prin acest concurs, de fapt, ne-am convins că dar din dar se face rai, fiindcă alături de noi au fost diferiți sponsori particulari, au fost sponsori din cadrul Academiei. Pe parcursul tuturor edițiilor i-am avut alături pe directorii institutelor Academiei de Științe, care au venit cu o carte, cu un cuvânt bun, cu o idee și au fost alături de acest concurs. Deci astăzi, la această a 10-a ediție, eu ca participantă de la prima până la 10 ediție, vreau să le mulțumesc tuturor. În primul rând elevilor, fiindcă dacă n-ar fi participarea lor activă, concursul nu ar avea succes. În al doilea rând, sponsorilor și partenerilor. Și să sper că pe parcurs această competiție va fi dezvoltată și, după cum a menționat și domnul director, poate că va lua un caracter și o amploare internațională, lucru foarte important. Copiii care până în prezent au participat la aceste ediții, au devenit studenți, masteranți și doctoranți, unii din ei chiar au participat la diferite competiții internaționale și țineți minte că
inovația, ingeniozitatea și cunoașterea sunt motorul dezvoltării societății în general. Vă doresc succes, vă doresc perspectivă și chiar dacă veți primi, fiecare dintre dumneavoastră deja este câștigător prin faptul că ați venit la noi și noi o să ne străduim să vă menționăm. Și cel care va fi primul și cel care va fi cel mai bun elev, oricum sunteți câștigători. Succes și numai bine! Da, vă mulțumesc, doamnă rector. Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare să prezint înaltul juriu care va evalua și aprecia lucrările participanților la concurs. Membrii juriului: Ion Tighineanu, academician, prim vicepreședinte al Academiei de Știință a Moldovei. Vă promit să fiu obiectiv. Octavian Apostol, director general AGP, vicepreședinte. Membrii: Vladimir Hotineanu, membru corespondent, președintele Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret și Mass Media. Elena Cernei, viceministru al Educației. Reprezentantul Ministerului Mediului, în locul domnului ministru Valeriu Munteanu. Cine este prezent? Înseamnă că va veni. Victor Zupcu, ministru Tineretului și Sportului. Maria Duca, academician, rector al Universității Academiei de Știință. Roman Chircă, director general a ITT. Tudor Lupașcu, membru corespondent, director al Institutului de Chimie. Anatol Sidorenko, membru corespondent, director al Institutului Inginerie Electronică și Nanotehnologii. Gheorghe Prin, doctor inginer, director al Editurii Știință. Igor Cojocaru, doctor, director al Institutului Dezvoltării Societății Informaționale. Acestea fiind spuse, să demarăm deschiderea oficială a concursului Cel mai bun elev inovator Genius, prin tăierea simbolică a panglicii. Îmi cer scuze. Onorată asistență, emoționată fiind, nu am expus programul evenimentului de astăzi. Deci, întrucât alături de noi sunt reprezentanții Guvernului, sunt reprezentanții Parlamentului, sunteți dumneavoastră împreună cu părinții și profesorii. Cred că ne-am dorit să facem o poză comună de familie acum toți împreună, ca la sfârșit să ne fotografiem cu premianții și mai apoi, după tăierea panglicii, va avea loc tradițional evaluarea lucrărilor pe parcursul unei ore. Mai apoi, timp de o oră jumătate, juriul se va întruni pentru a juriza lucrările dumneavoastră și pentru a evidenția și nominaliza premianții. Și dumneavoastră veți fi cei care veți avea posibilitatea să asistați la prezentarea unui joc robotic al prezentat de Universitatea Tehnică din Moldova. Și veți avea o pauză, ca de obicei, pe care veți lua-o în cantina Liceului Academiei de Științe. La orele 12... La 12 și 30 până la 13 va avea loc premierea învingătorilor și fotografii comune la final, astfel încât dumneavoastră la orele 13 veți fi liberi pentru a pleca spre casele dumneavoastră. Am luat un share de imagini pozitive, nu este like și un share de imagini negative, nu este like. Și pot să demonstrez cum lucrează. Asta de exemplu. Camera. Like. Mulțumesc frumos. Ce dictează like? Și eu știu că sunt bun. Așa. Și văd ce sistemă de mână, el va aduce un impact major în mai multe domenii. Cel mai impact este poate că mai multe domenii securității. Ca să ne chipim, se comite o crimă. O mașină de patrulare ajunge în locul crimei în jur de 10-15 minute. Pe când o dronă, intră într-un
mea undeva de kilometru, ajungi acolo în maxim 20-30 de secunde. Ceea ce este foarte de ajutor la identificarea identității infractorului. Pe lângă asta, noi am sistat cu drona un balon cu gaz lacrimogen, care chiar și-ar putea să neutralizeze infractorul. Totodată, acest sistem poate fi folosit și în agricultură. Adică instalând o termocameră, putem identifica cu ușor zonele de problematice care au fost udate în exces sau rămas fără umezeală. Pentru că și udarea în exces și uscarea unei zone duce la un randament mai inercent. Totodată putem folosi în cazuri excepționale, precum incendii, echipiți arde o clădire, o dronă mică, tot iarăși instalat cu o termocameră, ajunge în câteva zeci de secunde acolo, și deja scanează toată zona pentru a identifica focarele și posibile persoane rămase sub dărâmături. Și folosind era sistemul ăsta de inteligență artificială, el ar putea identifica cu o precizie mai mare și cu și mai bine ca o persoană, adică o persoană care a fost mai bine ca persoană care conduce, persoană care a rămas sub dărâmături sau așa mai departe. Și copiii ajuns la fața locului, deja știu ce măsuri se întreprindă. Putem să le folosim iarăși pentru transport. Eu vă mulțumesc. Întrebarea ar fi, deci ați testat în teren? Iată, da, asta vrem să invităm până afară, dacă un minut, două. Nu, dar asta la final, la final, la final, la final, la final. Poți să poți putea de demonstrat video, deci bine. Avem un video luat de telefon, oricum, dacă vreți. La final, pregătiți-i și în afară, să vă pregătiți cum să-i arătați și să arătați și copiii. Da. Mulțumim. Da. Deci, Igor, Igor, bună ziua! Spuneți ce ați elaborat. Este un sistem de ventilare automatizat, care este controlat de o Arduino, care controlează aceste senzoare. Respectiv, sunt două senzoare de gaze nocive, ca CO2, CH4, amoniac și un senzor de umiditate și temperatură. Respectiv, un senzor va fi plasat înăuntru camerei, dar unul apară. În caz că înăuntru crește cantitatea de CO2, spre exemplu, sau CH4, el aprinde acest ventilator. Dar în caz că apară crește cantitatea de gaz nociv, de exemplu, face cineva focul, el automatizat se va stinge, fiindcă se nu treagă înăuntru toate mizerile cele. Acum pot să vă demonstrez cum lucrează. Imităm că a fost o cantitate de CO2 introdusă în cameră. Respectiv trebuie să crească cu cantitatea de gaz nociv. De ce nu lucrează? N-ați fost aseară la o zi de naștere? Nu. Nu. Respectiv pe LCD putem observa grafic temperatura, umiditatea și aceste două senzoare. Acum și-ați vă arăt demonstrativ cum lucrează. Am făcut pe bază aceasta mai multe cercetări. Cum în cameră crește cantitatea de CO2 la urmă, nu la urmă, dar cu acest aparat care cantitatea de gaz până la normă. Și de exemplu, iarna nu putem lăsa fereastra deschisă, că e frig, vara pot intra insecte și cu ajutorul acestui aparat putem aerisi camera automatizat. Aici pe ecran putem observa toate datele și acum recent am introdus un cod, că în caz de incendiu, el face o alarmă ca să putem să ne trezim și putem observa acesta și de pe telefon să controlăm totul la distanță. Da, mulțumim mult, succes! Mulțumesc! Sajen Kirill, liceul teoretic grec. Da, deci ce ați elaborat și... Eu am făcut tankul, proiectul robotic. Da. Complexul robotic. Eu am făcut avionul, automobil și tankul. Dar tank pentru ce? Pentru rozvedka. Demonstrație. Tot lucrează, aici trebuie să fie camera de la telefon, dar nu pot să... Tot este правильно. Da. Și eu pot să conect camera lui de la telefon cu un notebook. Dar nu-i prea cu motos pentru spionaj? Nu? Cred. Acum lumea nu te aude bine. Secolul 21. Da, ingenios, mulțumim mult. Bună
locale, cum roboții poate să ajute copiii cu dizabilități severe. Și am găsit calea de roboterapie, adică roboții să ajute la dezvoltarea copiilor prin dezvoltarea logicei, dezvoltarea imiterii sunetelor sau a culorilor. Că roboții dați, ei pot fi ca un prieten pentru copiii cu dizabilități, cum ar fi acest câinișor. L-am construit pentru că câinele este prietenul apropiat al copiilor. Și atunci când copilul va pune o culoare, el va scoate un sunet de culoarea dată sau va scoate un sunet de un anumit animal. Atunci el va putea să învețe mai ușor sunetele de animale și culorile. Copilul va putea să se interacționeze mai ușor cu robotul decât cu factorul uman. Și această dezvoltare are mai multe principii. Am făcut 3 roboței. Acestea ar fi ca un prieten care să-l ajute, să spune culorile, a învăța să spune hello, să spună diferite forme de ser. Și asta, ca să fac o experiență, am fost în centrul de zi, la Casa Pictos, după cum puteți să vedeți, în orașul Ungheni. Am fost și am făcut o prezentare practică pentru copiii cu dizabilități. Și, sincer, eu am fost foarte încântat de cum acest câinișor poate să le spun diferite culori, sunete, cum pot să merg spre ei, să facă diferite smile-uri de fericit de asta. Și mai ales am încântat acest robot. Au spus că cum poate el să meargă, de ce el merge și cum merge. Și aceasta este foarte important pentru că acest bine să înveți foarte mult. Și doamna director mi-a propus ca să mai vin să mai fac lecții practice pentru acești copii și în genere ca să construim împreună un roboțel. Bravo! Nicolae, am o întrebare. Da. Ideea este foarte bună, dar apare aici, iată așa, o întrebare, fiindcă astăzi se vorbește și despre roboți terapeuți, da, adică să îngrijească de persoane cu dizabilități, dar totodată sunt programe virus, care din robot terapeut poate să-l prefacă într-un robot care, deci... Da. Această programă nu are acces pe internet. Asta este o programă încăpător și este securizată. Deci dacă eu am pus această programă, el va face independență în exact această programă. Și nu poate să există astfel de erori ca el să nu facă... Bine, mulțumim. Succes. Bună ziua. Tot robotică. 27. Liceu teoretic. Ia spuneți. Robotul nostru are ca menire ajutarea să ajute persoanele care dezamorsează minele. Și nu doar în scopuri militare, ci și simpli oameni, care din greșeală pot călca pe o mină sau da de ea. El are 2 principii de funcțiune. Funcționează autonom și funcționează cu ajutorul omului. În unele cazuri, noi nu putem dezamorsa mina, deoarece ea se află într-un loc foarte... ori complicat, ori este plin de aceste mine. Dezamorsarea unii poate duce la o reacție în lanț care va exploda totul în jur. Aici noi folosim robotul. Robotul nu acționează asupra minelor, deoarece are o greutate de aproximativ 2-3 kg, pe când mina pentru a se activa are nevoie de la 20 kg în sus, cea pentru în scopuri militare. Robotul nostru funcționează în următorul mod. Noi avem, ca exemplu, un câmp cu mine. Robotul nostru detectează minele și pentru a lucra în mod autonom are nevoie încă de un ajutor. Acest ajutor este o sticluță sau chiar un obiect în care se află un detonator care va detona minele. Iată, el a detectat mina. A luat acest rezervor, a lăsat. Noi activăm prin telecomandă sau manual. Sistemul, el începe numărătoarea inversă. După care mina este explodată. Da, bine, ingenios. De asemenea, noi putem folosi și în alte scopuri. De exemplu, minerul a detectat mina, însă ea este defectă sau nu poate fi situația nu poate fi rezolvată. Și nu are sculele necesare aici, robotul nostru vine în ajutor.
Avem un săculeț cu scule specializate. Acum, de exemplu, minerul îl lupește, își ia sculele, le folosește și poate trimite robotul înapoi de locul unde s-a pornit. De asemenea, putem folosi telecomanda în locurile greu accesibile. Robotul este foarte mobil. Da. Flexibil, mobil, da. Bine. Vă mulțumim. Frumos. Da, mare rugăciune. Bună ziua. Cine? Tonu, Alexandru, Medin, Mihai. Da, vă rog. Trilib. Aceasta este o platformă care interconectează toate bibliotecile din Republica Moldova. Am pornit de la problema timpului, deoarece astăzi este destul de complicat și necesită mult timp pentru a căuta o carte într-o bibliotecă. Iar pentru aceasta noi am creat această platformă, care printr-un singur motor de căutare putem căuta o carte concomitent cu toate bibliotecile din Republica Moldova. De asemenea, acest sistem are și o hartă în care sunt reprezentate bibliotecile în care această carte poate fi găsită. Pentru gestionarea ușoară a cărților avem de asemenea și un panou în care gestionarea cărților poate fi efectuată cu ușurință și cu succes. Acest fel de sistem nu există doar la nivel între universități, iar noi vrem să facem asta la nivel de republică și nu numai. Și cam atât. Da, bine, bine. Ideea este foarte interesantă. Am vrut să întreb dacă dumneavoastră ați creat și o bază de date a cărților. Da, avem o bază de date. Cum ați făcut lucrul ăsta? Avem o bază de date în care fiecare bibliotecă are un cod. Și iar prin acest cod ea poate accesa această platformă. De asemenea, în baza de date sunt introduse cărți. Aceste cărți necesită introduse însăși de biblioteci. Am înțeles. Atunci, spuneți-mi, vreo, câte biblioteci deja sunt înregistrate și câte cărți în total aveți în baza de date generală pe Republica Moldova? Din păcate, este o versiune de beta, încă nu am aplicat aceasta la nivel de republică. Deci însă sunteți doar la elaborarea programului. Da, avem cărți înregistrate în baza de date. Dar demonstrare, model. Da. Cred că ideea este foarte ingenioasă. Important este ca voi acum, având potențialul intelectual și condițiile care le aveți aici în cadrul liceului, chiar să realizați lucrul ăsta în practică, fiindcă etapa de înregistrare și de crearea bazei de date este la fel de dificilă ca și elaborarea software-ului. La nivelul înregistrării noi am încercat, deja am vorbit cu câțiva bibliotecari, deci cu două bibliotecări, biblioteci. Putem să descurcăm. Avem puțini cărți și ajutăm chiar și din fiecare bibliotecă, ca bibliotecari să introducă cărțile lor. Este important ca voi să aduceți chiar aportul dumneavoastră fizic, fiindcă însuși înregistrarea, bine, noi la universitate avem și oameni care pot să înregistreze, dar pentru alte biblioteci nu au nici condiții și nici nu sunt acomodați cu tehnologiile informaționale. Dar începeți cu noi și vă dăm lista și începem să lucrăm în comun. Da, succes! Așa, voi cu Cristian. Boicu Cristian, Rusul Cristian. Bună ziua! Boicu Cristian, Rusul Cristian, colegul meu Boicu Cristian, facem parte din echipa P-Spectrum. Noi dezvoltăm o platformă de cloud public bazată pe comprimarea fișierelor, care are la bază inteligența artificială. Prin ce suntem noi mai buni ca alte cloud-uri? Noi comprimăm fișierele până la 40%, suntem unici în lume. Nimeni în lume nu comprimă fișierele pe un cloud, nimeni nu a implementat această idee. Noi suntem unici, acolo să vă demonstrăm cum noi comprimăm fișierele. Cu ajutorul la deep learning, noi putem să analizăm fișierele comprimate și pe viitor când încărcăm alte fișiere, ele deja singur știe cloud-ul ce să comprime și cum să comprime mai eficient. Adică la început 40%, pe urmă deja ne mai ridicăm cu timpul. Ce este încă o idee de-a noastră este comprimarea tuturor dispozitivelor. Noi lucrăm la dispozitivele pe telefon, pe desktop și noi dezvoltăm adică aplicații pe toate platformele. Pentru că dumneavoastră ușor să trimiteți fișierele, ați făcut o poză deja pe cloud, ați căcat-o pe calculator, este foarte ușor și foarte simplu. Dar
Încă o chestie, comprimarea fișierelor va ajuta la transmiterea datelor, adică, de exemplu, dumneavoastră aveți un prieten peste hotare, în loc să transmite 100 GB, să transmite 40 cu o viteză foarte mare. Viteza noastră de compresie este de 400 MB pe secundă și de compresie de 1100 ceva de MB pe secundă. În ce constă ideea inovațională a acestui proces de comprimare? Comprimarea fișierelor, datele cresc exponențial în lume. Dar în bază la ce? Care este elementul de inovație? Fiindcă sunt diferite tehnologii de comprimare. Noi nu schimbăm extensia fișierelor și nu pierdem calitatea. Dar cum faceți? Care este elementul? Cod, Crist, arată-te-rog cod, da. Mai scurt, noi comprimăm fișierele, ăsta e codul nostru, puteți vedeți. Noi comprimăm fișierul, nu-i pierdem din calitate și totodată putem să-l transmitem, adică mai departe, fără ca să pierdem date. Asta nu există așa. Este un cod, da? Da. Păi da, e programat, asta e programat. Noi asta și idee, tehnologie informațională. Ideea este voi ați programat. Da, noi am programat, nu am programat altcineva. Dar noi e algoritmul de comprimare, adică e mai multe nivele. Noi folosim Hochmann, algoritmul Hochmann, folosim Zlibo și LZB folosim și plus la asta, ultimul nivel este algoritmul nostru propriu, care permite ca noi să putem să comprimăm până la 40%. Securitatea datelor. Poftim? Securitatea datelor e foarte, adică noi punem accent securitate, datele noastre se criptează automat până și noi nu putem să le decriptăm, adică datele noastre sunt siguranță și nu poate cineva să le ocure. Ce format ați testat? Ce format ați testat? Poftim? La noi, noi lucrăm la nivel de cod, de bitcode. Și noi orice tip de document, nu contează. Nu contează extensia de comprimare. Ați testat? Funcționează? Da, putem să demonstrăm. Acesta va fi pagina. Nu sunt vreo încă. Și ele apăsând pe butonul registrează-te și introduce datele. Spre exemplu, numele, data nașterii, introduci ceva, anul. Mergem înainte. Alege o poză, telefonul mobil, telefonul fix. Și este foarte important ca elevul să aleagă clasa care a absolvit-o, pentru că în liceu HME poți fi admis și în clasa a 11-a. De aceea, elevul își alege clasa 10 sau clasa 9-a, introduce toate datele, spune notele la examene și alege profilul la care vrea să fie admis. Da. Pentru că asta permite, dacă, spre exemplu, elevul a ales profilul real, se introduc notele doar la obiectele cu profil real pentru a-i calcula media de admitere. Introduce faptul dacă are nevoie de cămin sau nu are nevoie și dacă are locuri la olimpiade. Dacă are loc la Olimpiada Republicană, face toate datele, introduce datele care permite să confirme aceasta și până la urmă el, iată, noi salvăm toate și în panou de administrare vin cererile, unde persoana care administrează toată asta primește un document Excel cu numele tuturor celor care s-au înregistrat și datele lor personale. De asemenea, pe e-mailul persoanei care s-a înregistrat vine o confirmare că el este, că datele lui au fost recepționate. Fiindcă asemenea platforme există în lume? Există în lume, dar este primul liceu care permite ca elevul să se află la distanță și să introducă toate datele manual, singur. Pentru că nu trebuie cineva să verifice toate datele, să le introducă. Nu, asta există, da, dar în general, în toată lumea, procesul de admitere online este. Da, dar la noi, în Republica Moldova, nimeni nu s-a ocupat de aceasta. Deci, procesul de implementare a tehnologiilor, da. Bravo! Da. Asta e scopul. Mulțumim mult! Da, Andronic Adrian, ia spune Adrian. Reutilizarea unităților de dischetă. Știm cu toții că în ziua de astăzi foarte mult accent se pune pe tehnologiile informaționale, mai ales 3D printing și lucrurile în tridimensional. Adică cele mai noi invenții, medicină, inginerie tehnică, se folosesc de ajutorul roboților care lucrează în 3 dimensiuni pentru o precizie mult mai mare și o siguranță în comparație cu atunci când lucrează omul. Noi am încercat să facem un sistem de 3D printing cu 3 motoare pe pași, care are 80 de pași și au două valori de intrare, viteza, o anumită viteză, și direcția, se miște pe axa OX într-o parte sau în alta. Din cauza că acest sistem cere o anumită finanțare, noi am observat un sistem secundar al motoarelor cu pași care se află în dischetele vechi de la calculatoare.
acestea produc un anumit sunet la o anumită viteză și la un anumit număr de pași, pe direcție. Adică dacă noi să acordăm, cum am acordat un instrument muzical, aceste motoare cu pași, noi am putea afla în care notă muzicală ce valoare de viteză și direcție îi vine. Și putem, cu ajutorul unei programe și aplicații pe calculator Java, să facem, să transformăm un cântec, o melodie, în bază binară, apoi această bază binară vine în procesorul Atmega, acesta transmite informația către controlerile de motoare și motoarele efectuează această viteză și direcție. Și noi la final putem obține melodie. Acum aș ruga să recunoașteți melodie dacă puteți. Aici este limba noastră, este limba țării. Sau ceva mai pentru ăștia mai vechi este asta. Inovația acestui sistem este faptul că noi putem efectua sistemele de lucru în 3D, cum ar fi 3D printing și 3D sculptură, cu cât mai puține bani folosiți, cu cât mai puține finanțe, deoarece dischetele de la calculatoarele vechi în genere poți să le găsești în orice laborator de fizică sau IT. Motoarele cu pas sunt la un preț foarte mic, procesorul Atmega poate fi găsit la piețele de IT în jur de $5-6. Și deja aplicația Java se face undeva în 2-3 zile de către un programator profesional. Adică acest sistem este foarte bun că oferă o precizie destul de înaltă pentru banii la care a fost alocați pentru acest sistem. Da, bine, mulțumim. Mulțumesc. O, Cristina. Cristina, 46. Eu astăzi voi vorbi despre invenția mea care am creat-o în afară de balonașe și un dispozitiv care demonstrează câmpul magnetic și a liniilor de inducție magnetică. Scopul acestei invenții este studierea fenomenului optic natural și artificial cu cubeul din mai multe perspective, esență, evoluție, tipologie, consecințe, având la bază jocul cu balonașele de săpun care pot fi, care sunt, pe care le putem obține cu dispozitivul inventat. Am ales această temă deoarece întâlnindu-mă cu un nou obiect de studiu fizic, am îndrăgit acest obiect și ca orice copil sunt curioasă de formarea liniilor colorate. Consider că această temă este interesantă și importantă pentru orice categorie de vârstă, iar această temă este puțin studiată și mediatizată, de aceea eu am creat o mașină care poate crea balonașele de săpun și astfel cu ajutorul ei eu pot studia și proprietățile luminii. Cât costă un balonaș de săpun? În ce clasă ești, Cristina? A șasă. A șasă, de cum ați început cu fizica în zona, da? Da. Și prin ce îți place fizica? Cum apar culorile? Ești pasionată de culori. Culorile apar cu ajutorul proprietăților luminii, interferența, refracția, dispersia luminii fac ca balonul să fie o minune a naturii. Balonașul de săpun cu toate nuanțele curcubeului a fost observat încă de demult, încă nimeni nu își dădeau seama cum s-au creat ele. Eu am creat această invenție pentru a studia și pentru a afla de proprietățile luminii. Pentru a crea această invenție am avut nevoie de un vas de plastic cu capac, două motorașe care le-am luat de la un printer vechi, apoi la motorașul acesta sunt unite în serie 3 baterii de 9V, în total 27V. Aici la acest motoraș sunt unite două baterii de câte 1.5V, care acest motoraș ajută Morieșca ca să facă vânt, să sufle vânt și să se facă balonașe de săpun. Iar aici avem un disc pe care sunt amplasate, pe care sunt proporționate paie și aici sunt niște inelușe luate de la o seringă de 5 ml. Îi dăm la o parte? Bravo! O să fac aici că el zicea. Frumos, foarte.
Frumos, frumos, bravo, bravo. Da, da. Bravo. Mergem mai departe. S-a zis pe 24. Da, a reușit să ne demonstreze. Da. Bună ziua. Bună ziua. Astăzi vă voi prezenta aplicația pentru mobil Fractal Maker. Scopul este puțin din istorie. Când am fost în clasa 11, ne-am trecut așa noțiuni la matematică ca fractale și nu am găsit un instrument special care aș putea să verific aceasta. Am găsit pe internet niște imagini de fractale, dar niciuna nu-mi permitea să fac anume baza fractalului și să-l văd cum el crește după iterație, cum este generat și care sunt posibilitățile fractalilor. Astfel, scopul era crearea unui instrument universal, gratis și disponibil pentru fiecare, ca să fie înțeleasă această sferă matematică ca fractalele. Aici eu am generat niște fractale cu ajutorul aplicației și le-am arătat peste. De exemplu, acest fractal. Este un fractal clasic care ne dă o imagine de un triunghi echilateral, însă este generat din aceste 6 puncte. Noi trebuie, pentru generarea acestei imagini, noi trebuie să ținem minte doar 6 puncte în plan. Astfel, fractalele pot fi utilizate în grafică și jocuri video, deoarece, pentru exemplu, avem un joc și într-un să avem copaci și steaguri. Fiecare copac, ca să fie menținut în joc, să fie desenat, trebuie să țină minte toată imaginea, să fie copiată în straturi. Însă, cu ajutorul fractalilor, noi putem să generăm doar acestea 3 puncte, le ținem minte doar pe acestea 3, și astfel le ducem de la o imagine mare, doar la 3 coordonate, care sunt în X și Y, înseamnă că 3 perechi de date, și un mic cod care ne le va genera. Fix aici este o literă, litera N. Astfel litera N face astfel de fractal. Asta e fractal așa numit Snijinka Koch. Da, Snijinka Koch. Dumneavoastră a dat algoritm pentru generare? Da. Eu pot să vă arăt cum el arată pe mobil. Acasă. Da, e clar. Acesta și după iterații el generează fractalul actual. Și aș mai vrea să arăt cum am generat sistemul Moldova și QR-codul pentru ca fiecare să poate. Da, mulțumesc. Și pentru viitor aș vrea să fac fractalul deja în 3D, deoarece lumea întreabă. Deoarece aplicația este pe internet și fiecare poate să o descarce. Avem peste 1000 de descărcări. Mulțumesc! Guzum Dmitru. Da. Asta e 18, 18. Vă rog, de numire de Ecomobil. Noi am ales această tematică fiindcă automobilele electrice de astăzi au un dezavantaj enorm. Este că distanța lor de parcurgere este foarte mică, cauzată de capacitatea scăzută a acumulatoarelor de astăzi. De aceea, noi propunem să instalăm un generator care a transforma energia mecanică în energie electrică. Acesta este un generator pe bază de motor asincron. Beneficiul lui este că el creează curenți mari la viteze mici, adică 2 amperi la 1000 rotații pe minut. Puterea lui este 500 de W și generează tensiune de 250 de V. Vă să vă demonstrez cum el funcționează. El generează. Și noi încă propunem să instalăm un volant. Adică ideea noastră inovativă este de a instala un generator și un volant. Dar volantul este utilizat pentru, în special pentru orașe. Adică volantul este utilizat pentru atunci când automobilul frânează, generatorul continuă să producă curent electric. Aici în video este arătat cum funcționează. Da, da, da. Bine, da, mulțumesc. Și Smart Bell este un produs realizat prin tehnologii informaționale și careva aptitudinea noastră ingineriești. Este o sonerie inteligentă dedicată anumitor tipuri de oameni,
care au careva dificultăți în viața lor. Ea lucrează următorul fel. Spre exemplu, vine un vizitator la dumneavoastră, apasă pe butonul dat, îi se face o fotografie și se trimite prin telefon la persoana, la destinator, cel care apoi este casa. Vă putem demonstra, aici, spre exemplu, eu o să apăs și vă vine cu fotografia dumneavoastră, dacă o puteți regăsi, ea este și acolo. Da, la fel, putem schimba sunetele de redare a sonerii și este și o funcție produsul unic. Este vorba despre persoanele care au probleme cu auzul și nu pot, spre exemplu, să audă soneria. Pentru aceasta lor li este făcut modul de vibrație. Spre exemplu, ai un telefon și vibrează și vă putem demonstra, puteți țineți în mână. Vibrează. Da, vibrează. Bine. Putem să mai avem încă? Mai avem mai multe regimuri. Regimul somnului, asta e făcut pentru când este prezent un copil mic în casă și el doarme. Și noi, când activăm acest regim, sunetul se stinge și astfel somnul copilului nu este întrebat. Totodată avem în plan să facem un detector de fețe care ar putea depista cine este persoana și într-un fel se poate conecta cu numărul lui de telefon. O idee, am înțeles. Ce da. A doua idee pe care vrem să vă prezentăm este un site tehnologii informaționale bazat mai mult pe web development și este o rețea de socializare inteligentă. Mulți avem stereotipul. Așa. Care este elementul inovativ în acest sistem? Conectează. Este o rețea de socializare dedicat anume persoanelor inteligente. Spre exemplu, eu vin la olimpiadă, eu găsesc doar aici persoane inteligente. În viața de zi cu zi, eu nu pot, spre exemplu, la școală, să găsesc acela care e la un fel de nivel. Cum asta este realizat? Aici sunt teste, jocuri și concursuri. Spre exemplu, pot arăta jocurile. Aici sunt mai multe jocuri din viața cotidiană, viața de zi cu zi. Întrebări de viața care avem. Pot demonstra din fiecare zi. Aici sunt, spre exemplu, 20 de întrebări. Avem mai multe variante ajutor care pe noi ne ajută să, într-un fel, să trecem peste această rundă. Sunt diferite întrebări, diferite tipuri de întrebări. Aici trebuie să apăsăm pe răspunsul corect. Este corect, trecem la următoarea întrebare. Vedeți că a apărut verde. Spre exemplu, greșim. Greșim, mi-a apărut roșu. Dăm next, nu știm, adică pas, păsăm mai departe. Vreau să vă arăt și careva întrebări mai interactive. Spre exemplu, trebuie să găsim drumul cel mai rapid spre destinație. Apăsăm pe click și el, într-un fel, găsește drumul cel mai rapid spre destinație. Avem și alt fel de tipuri de întrebări care trebuie, într-un fel, Da, e clar. Bine, mulțumim. Mă numesc Dragar Gheorghe. Eu am un soft educațional. Acest soft, denumit asistant, este pentru scopul de bază, este ridicarea nivelului de învățământ. Deoarece acesta este un soft, într-un fel, el copie ceea ce face profesor. Adică el poate pe noi să ne învețe, să ne ajute într-un fel și într-un fel noi putem să comunicăm. Putem comunica prin intermediul lui Google Voice. Astfel el înțelege ce noi vorbim și el nu poate să-mi răspundă. La fel și este lecții audio, adică unii profesori pe noi ne învață. Deci, acuși, deciată el vorbește. Past simple in English, past tense. Al lucrării dumneavoastră, de cele care sunt cunoscute sau? De fapt, toate asistente aceste programe care sunt la prezent, ele nu pot comunica cu persoanele într-un mod natural. Adică ele toate vorbesc prin intermediul scrisului. Adică toți, poftim? E adevărat. Sunt o sumedenie de programe care răspund întrebarea ai dat-o, dacă nu este corect, te corectează. Da, dar acesta are mai multe funcții, adică are și mai multe funcții. De exemplu, are teste în el, este mai mult bazat, adică sunt teste diferite. Teste la limba engleză, la matematică, care într-un fel controlează deodată ce face elevul și transmite această informație spre profesor, de exemplu, dacă aceasta își dorește profesor. La fel, aici mai sunt diferite opțiuni pentru ajutarea elevilor să se de lecții. De exemplu, este înregistrarea vocii. De exemplu, mulți au problema că trebuie să scrie ceva din carte pe calculator. Și aceasta este cam greu de tastat. Deci, prin intermediul recepției vocale, el poate să facă aceasta. Tranzistorul care face
ia seama de toate acțiunile lui. Microfonul, ideea lui este că îl conectăm la curent electric, găsim unda când vorbim și auzim la radio. Placa este făcută de mână, supusă unei reacții chimice, care la bază a fost acidul citric, textolit se numește asta placa. Și deci, da, să-l conectăm. Semnalizăm ca să-i găsească persoanele dacă ne-am rătăcit în pădure sau în alte locuri. Și are aparat de economisire energie electrică care împreună, în urmă, lumina va lumina și persoanele din urmă ne va vedea. Și în timp când vom semnaliza suneria, în urmă persoanele vor vedea și ne vor găsi. Bine, bravo! Deci, energie solară. Am realizat și am experimentat o sobă solară. Ea este alcătuită dintr-o cutie, învălită înăuntru cu hârtie de staniol și pe din afară colorată în culoarea neagră, care acestea atrag razele solare. Capacul este alcătuit dintr-o sticlă, tot acoperită cu staniol, și care în zilele cu soare este folosită drept sobă pentru prepararea mâncării și încălzirea apei. Ea poate ajunge până la temperatura de 50 de grade. Și dependență de numărul de... Și un exemplu ar fi chiar profesora noastră de fizică, care a călătorit în Israel și ne-a spus că acolo oamenii prin parc folosesc aceste sobe solare pentru a-și prepara alimentele sau a încălzi apa. Da, dar iată, care e ideea principală? Deci, pentru că sunt multe elaborări în domeniul acesta. Ce e nou, ce propuneți față de ceea ce este cunoscut? Păi, propunem că ele este nu sunt necesare atât de multe materiale și este ieftin și util. În exemplu, cu microunda, care necesită energie electrică și este la un preț foarte ridicat. Adică scopul a fost să fie un preț cât mai... Adică cost efectiv. Da? Bine, mulțumim. Da, mulțumim. Petrașcu Sandu. Sunt specificat. Robotul meu este floarea soarelui. Și de ce floarea soarelui? Fiindcă cunoaștem proprietatea acestei plante de a urma soarele. Acest mecanism care l-am inventat ne permite identificarea poziției în care fluxul luminos este maxim și astfel mărirea randamentului întregului sistem de panouri solare, precum și minimizarea costurilor necesare pentru a mișca aceste panouri solare către soare. De ce acest mecanism? Știm că există în ziua de azi unele mecanisme care se mișcă după o formulă matematică. Acest mecanism să ne permite să salvăm careva energie, în special în zilele înnorate. Fiindcă știm, în zilele înnorate, soarele este corect în spatele norilor. Acele sisteme care le avem în ziua de azi ne permite doar să ne mișcăm continuu, adică să pierdem energie, pentru că aceste sisteme solare să urmează soarele. Acest mecanism, în schimb, găsește poziția dacă este rentabil să mișcăm aceste panouri solare sau nu. Dacă este rentabil, acest mecanism comunică cu întreg sistemul de panou solar, trimițându-i poziția în care soarele se află și astfel permite mișcarea întregului sistem către soare. Acest mecanism face 100 de măsurări per grad și avem 180 de grade, vă las să vi-l prezint, adică în total 18.000 de măsurări. Inițial,
28. Identifică poziția maximului pe axa Y, da. Iar apoi după ce a găsit axa Y, el caută pe axa X, după cum observați. E normal, mulțumim. Și se îndreaptă spre soare, vă rog să vă uitați. Da, da, e clar. Что-то демонстрировал, браво. Я нашел замену проводной передачи энергии беспроводной. Принцип работы очень прост, основан на электромагнитной индукции. Я собрал демонстрационный вариант катушки Тесла. И вот, вы можете убедиться в работе данного метода. Сейчас. Спасибо. Конвертор для энергии. Bună ziua. Spuneți ce ați elaborat și care e noutatea. Un dispozitiv construit pe bază de element PLT, care transformă energia termică în energie electrică. În construcția dată, în energia electrică maximă este posibilă până la 1.5 V. Dar dacă avem mai multe elemente PLT și radiatoare, putem mări energia respectiv la mai mult. Iată, care e noutatea de bază în ceea ce mi-ați propus? Noutatea de bază. La... Adică putem încărca un dispozitiv, de exemplu, telefonul cu așa dispozitiv. Ați plecat undeva în deplasare? Da, și, da, sau chiar la un picnic video. Da, da, deci dumneavoastră, Curagău Grigore. Da. Eu am făcut un dispozitiv care transmite energia la distanță și alt dispozitiv care transmite sunetul la distanță. Nu, dacă era o cronă, vă demonstram, dar el e lucrător pentru că l-am folosit. E clar, adică transmiterea informației la distanță, da, prin undele electromagnetice. Bine, mulțumim. Panou solar, ce e nou, Lucian? Avem nou că se rotește doar pe orizontală, dar nu pe verticală, doar pe azimut. Astfel se obține și un randament mai puternic, mai mare. Adică un randament maximal posibil. Iată ceva de genul. Și aici avem niște celule fotovoltaice care se bazează pe semiconductori de siliciu și grosimea sa este de 0,1 mm. Bine, clar, e o idee bună, am demonstrat, mulțumim. Deci, traductor de vibrații, acesta este un detector de vibrații, care este construit pe baza unui piezoelement, care transformă energia vibrațiilor mecanice în curent electric. Nu putem folosi la sistemele de bază și la detectarea cutremurilor de pământ. Când este vibrație, dă un semnal. Și în loc de odă putem folosi un difuzor care dă un sunet. Dar iată, a fost aseară un cutremur de pământ. L-ați depistat? Nu. Puteți. Da. Adică folosiți-l pentru a depista. A fost, mi se pare că, 4 grade. Da. A fost o posibilitate de unicat ca să testați în condiții deci reale. Gogu Daniel, vă rugăm. Acesta este un ventilator care are posibilitatea să răcească și să încălzească aerul în același timp. El lucrează pe baza la elementului Peltier. El se acumulează la tensiunea de 12 volți. El este construit pentru a încălzi ori a răce aerul în locurile unde, de pildă unde nu este priza obișnuită 220 de volți și unde este posibilitatea de a folosi bateriile solare. De pildă, noi am să gândit așa că noi să ne trebuie câteva baterii solare pentru a porni toată sistema aceasta. La 12 volți și 4 amperi.
Acest aparat poate fi pornit și de la un acumulator obișnuit de la mașină. Uite, partea aceasta noi avem un mic defect, de la partea aceasta la noi e mai bine. Pe o parte se răcește, dar pe alta se încălzește. Adică ca un fel de ventilator obișnuit, numai că cu două faze. Adică ventilatoarele au o fază, ori de răce, ori de încălzit, dar aceasta are două. În care se poate de ales ori de răcit, ori de încălzit. Tot pe același sistem lucrează și frigiderile, care de mașină. Ele nu lucrează pe freon, dar pe elementul lui peltier, care tot au posibilitatea să răcească și să încălzească. Cerem pe Ion. Spuneți. Deci, domn președinte, noi prezentăm un concept nou al motorului cu adere internă în doi timpi, la care este depus cererea de brevet la GP. Deci, esența care acestui motor? El îmbină avantajele motorului în doi timpi, adică capacitatea energetică sporită de două ori în raport cu cel în patru timpi, și totodată înlătură avantajele motorului în doi timpi, anume consumul specific de combustibil majorat, condiții de lubrifiere și răcire îngreunate. În cazul dat, noi utilizăm ca construcția motorul, deci constructiv motorul în patru timp, cu starterul, cu baie de răcire, însă pentru alimentarea camerei de ardere cu aer și cu amestec combustibil, este utilizat un compresor. Este un tip nou de motoare. Ca prototip noi am utilizat un brevet din SUA, dar acolo se utilizează două cilindre care lucrează, unul dintre care este cilindru de lucru și a doilea lucrează ca compresor. Noi utilizăm un compresor aparte cu miel, care este mult mai productiv și în așa mod. Noi putem să utilizăm nu numai un cilindru, dar numărul de cilindri poate fi variate, depindeți de necesități. Și specificul anume acela că pistonul când se deplasează din punctul mod inferior în punctul superior, se efectuează trei procese, unul după altul, și anume evacuarea gazelor de ardere, după aceea deci ventilarea camerei prin alimentarea cu aerul comprimat și după aceea alimentarea cu amestec combustibil, aer combustibil, comprimarea finală și proces de lucru, faza de lucru identică la toate motoarele. Deci, în așa mod, la deplasarea pistonului din punctul mort inferior, punctul mort superior, se efectuează trei procese datorită acelui fapt că noi alimentăm camera de lucru cu aer comprimat. Și avantajul care, afară de aceea că noi majorăm deci capacitatea energetică, automat, având senzorul de presiune, noi putem să reglăm gradul de comprimare a aerului și să adaptăm motorul automat la diferite tipuri de combustibil, începând cu benzina cu cifra octanică redusă și terminăm cu amestecuri de alcool monohidroxilic, benzină cu cifra octanică peste 100. Inclusiv așa tip de motor poate fi utilizat și cu motorină, numai că cu diesel, cu grad de comprimare 16-17. Numai că în loc de bugie amplasăm injectorul pentru combustibil. Dumneavoastră, a făcut un prototip care... Este un concept. Asta e concept. Da. Dar confecționarea unei machete, domn director... Costă, da. Bine, noi vă mulțumim. Mulțumesc, dar ideea e foarte bună. Cu plăcere. Deci, Valoi Valentina, sau cine? Manci Ilie, Nucă, Irmelina. Irmelina și Ilie. Ce ați elaborat? Este un panou solar. Și la reminire de a încălzi apa și poate fi construit în condiții casnice. Acesta e panoul. Da. Și poate fi construit în condiții casnice. După cum vedeți,
unități, interiorul său se află folie oglindată, ce poate fi înlocuită cu oase și oglindă, care poate primi atracție mai mare din partea razelor solare, și țevi de plastic, care pot fi înlocuite cu unele din cupru și pot avea chiar un diametru de 10 cm, astfel în rezervor pot încăpea chiar peste 100 de litri de apă într-un dispozitiv ceva mai mare. Pentru început aș vrea să spun că acesta este un machet demonstrativ, dar noi avem și un avocat care chiar funcționează. Astfel, razelor solare căzând în dispozitiv, formează în interiorul său ciclon de aer calzi, ce rezultă o încălzire la o temperatură aeriană de 25 grade, apa poate fi încălzită până la 70-80 grade. Chiar dacă pare o temperatură înaltă, în dispozitivul este implementat robinet cu două ieșiri termice, rece și cald. Iar la mesticare celor două putem obține o temperatură constantă și normală corpului uman. Iar țevile trebuie amplasate un pic mai sus, pentru ca circuitul căldurii să fie mai intens și mai ușor. Republica Moldova fiind situată într-o zonă temperată, care se caracterizează prin ierni friguroase și veri calde, noi putem valorifica energie pe care și căldura pe care o primim de la soare. Și adică puteam să construim, aceasta este o inovație care ne permite nouă și mai ales oamenilor care se află în zona rurală să folosească energia solară în condiții casnice și accesibile pentru ei. Adică este un mod de economisi resursele financiare. Este o idee bună. Trebuie să o aplicați acasă, în general, sau la bunica să vă duci să o aplicați. În general, acesta este deja fabricat la noi acasă și noi am decis, principala noastră idee a fost ca să aducem o idee persoanelor din zona rurală care își pot construi un astfel de machet unde accesibilitatea pe cald este foarte redusă. Mulțumim mult! Succes! Valentina Mălai. Plante în condiții favorabile. Continuă. Scopul acestei lucrări a fost ca să creștem legume sau fructe în condiții casnice, fără cu mecanisme simple, după cum se arată în imagine. Aceste mecanisme le putem construi chiar și acasă. Știm că folosim apă potabilă, care sticle de plastic, ca să nu le aruncăm, le folosim pentru a iriga plantele. Cu ajutorul acestor mecanisme, totodată putem să adăugăm și îngrășăminte plantelor, care nu trebuie să fie chimicate, chiar putem să le facem la noi acasă. Precum este găinatul de găin, el trebuie să stea minim un an de zile ca să o putem folosi. El trebuie să putrezească și apoi este o proporție de 6 litri la 1 kg de... Aceasta e o idee, așa, la nivel de idei sau chiar ați testat? Am testat acasă. Și? Nu chiar sunt legumele cât de mășcate sau mari. Sunt... Dar se deosebesc de... Da, oricum sunt naturale, sunt de casă. Bine, mulțumim, succes! Adrian Clipa. Da. Elevă clasa 8-a, gimnazia Grigore Veru, sat Sărata Veche. Vă prezint inovația Glastră Excepțională. Ea constă dintr-un sistem digital care are elementele comenzile principale, start și stop, le aveți aici, o baterie care se alimentează tot sistemul digital, având la exterior o dotație cu placă solară, aici avem un senzor de temperatură, aici avem o însușire pentru pompa de apă, aici un rezervor și spațiul pentru plantă. Deci, funcționarea sa este simplă, dar la un nivel avantajos. Sistemul digital, preluând curentul bateriei, pompează apa din rezervor, ducând-o prin aceste tuburi în care apa este eliminată în interior până exterior în câmpul plantei. Iar senzorul de temperatură își preia activitatea sa automată asupra sistemului digital și asupra pompei de apă, strupind singur floarea, atunci când temperatura este maximă. Ați testat ideea? Nu. Așa, la nivel de idee. Așa. La nivel de idee. Da. Bine. Ideea e bună. Importanța este că... Duce o raționalitate și o îngrijire foarte deosebită a plantei atunci când omul nu poate să facă aceasta. Da. Ar
fi bine să o testați, să vă convingeți, da, succes. Deci dispozitivul grav, Vadim. Dispozitivul grav este destinat de a trata o problemă mondială, adică care se luptă fiecare, adică de a crește fructe și legume pe cale cât mai ecologică. Deci cu el putem strânge gândașe de colorado de pe frunzele cartofilor, putem strânge omizile de asemenea de pe frunze. Practic un aspirator. Da, dar un aspirator, adică, gândaci tot le adună în cutie. Deci putem strânge fructe. Sunt de acord să colectați. Da, da, da. Mă putem strânge și frunzele uscate primăvara de pe copaci în care în ele tot sunt depozitate larve de omiz. Și suplimentar mai putem culege fructele de înălțime, adică miere, piere, prune. La construirea acestui aparat am folosit un aspirator, o cutie de acumulare, un furtun care unește aspiratorul și cutia și alt furtun mai lung, adică care în cap este unit la cutie, dar unul este liber. Funcționarea acestui aparat este simplă, adică punem în funcție de dispozitivul și îndreptând capul liber al furtunului spre gândac, omidă sau măr, datorită diferite de presiuni. Clar, principalul în această tehnologie să nu afectați și planta, pentru că și frunzele și tulpina, dacă e firavă, o să fie trasă. Sunt reprezentanta echipei EcoPasta din Liceul Teoretic Vasile Coroban Glodeni și astăzi vă voi prezenta bioproiectul EcoPasta, care este o idee de afacere ce promovează culturile leguminoase și produsele din leguminoase ca o sursă de proteină ieftină. Ideea, proiectul nostru a apărut în urma depistării a două probleme grave în societatea noastră. Prima problemă fiind neglijarea culturilor leguminoase în ultimele decenii, iar cea de-a doua fiind nutriție necalitativă datorită obiceiurilor de alimentație nesănătoase. În urma studierii literaturii suplimentare, am constatat că agricultura din perioada postbelică a neglijat cele mai valoroase culturi leguminoase, punându-se accent pe cantitate și nu pe calitate. Astfel s-au micșorat terenurile pe care se plantează leguminoase până la 6% în comparație cu 20% în țările cu agricultură avansată. Nutriția necalitativă a populației are un șir de consecințe ca obezitatea, osteoporoza, insuficiența hepatică, afecțiunile cardiovasculare și în urma cercetărilor a mai multe date statistice, am constatat că anual, din cauza bolilor de nutriție și endocrine, au loc circa 14 milioane de decesuri la nivel global și 250 de decesuri la nivel național. Astfel, echipa noastră a decis să găsească unele soluții pentru a ameliora aceste probleme și pentru început am decis să analizăm cantitatea zilnică de proteină pe care ar trebui să o consume o persoană și am constatat că copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani au nevoie zilnic de circa 117 grame de proteine. Și știm cu toții că este un fapt cunoscut că copiii care fac parte din această categorie de vârstă nu consumă sau nu preferă să consume boboasele sau alte tipuri de alimente care sunt bogate în proteine din cauza că nu le plac fie cantitățile gustative sau din cauza unor mofturi. Și astfel noi am decis să îmbunătățim rețeta de paste făinoase, care este atât de preferată de copii în ziua de astăzi, cu făină de bob, linte și năut. De ce am ales aceste tipuri de boboase? Deoarece, spre deosebire de mazăre sau fasole, ele nu au gustul sau mirosul specific de fasolină, nu inhibă trepsina digestivă, spre deosebire de soia, și au calități gustative înalte, nu acumulează în boabe substanțe toxice sau nitrați și următoarea etapă care am întreprins-o în proiectul nostru a fost prepararea unei rețete, adică stabilirea unei rețete pentru paste. Pastele noastre conțin făină de grâu, făină de bob, linte și năut în proporție de 1:4 și apă și puțină sare. Astfel putem spune că am îmbunătățit rețeta de paste făinoase obișnuite, oferindu-le un șir de avantaje. Primul avantaj este că am mărit cantitatea de proteină cu circa 113%,
am micșorat cantitatea de glucide cu circa 35% și am micșorat valoarea energetică cu circa 13%. Micaela, deci e foarte bună și aveți într-adevăr succese, dar ați testat cel puțin la nivel de familie? De... Da, sigur. Am oferit unor copii din școala noastră astfel de paste pentru a le gusta și copiii au fost foarte mulțumiți, deoarece nu s-a schimbat gustul aproape deloc, însă, cum am mai spus, s-a mărit nivelul de proteine, a scăzut nivelul de glucide și lipide și astfel putem spune că este un excelent adaos pentru curile de slăbire. Mă numesc Al Botelie și eu am tema bacteria Pseudomonas putida, stimulator de creștere al plantelor, cipercelor și inhibitor al microflorii patogene. Deci, după cum ați înțeles, este vorba despre o bacterie. Noi, în căutarea soluției de a mări productivitatea plantelor și cipercelor în cadrul unei companii private, am găsit drept soluție implementarea suspensiei de această bacterie în subsolul pentru ciperci sau plante. Noi am obținut bacteriile de la Academia de Știință, astfel le-am multiplicat și le-am introdus într-un nutrient de bere pentru a face drept suspensie. Apoi am plasat-o în solul de creștere a plantelor sau a cipercelor pe care am făcut experimentul. În primul experiment am efectuat asupra fasolos vulgare sau asupra fasolilor și ne-a dat un rezultat că această creștere a fasolilor cu mezire cu suspensie este de aproximativ 10 zile mai rapidă decât creșterea cu fasolilor simple. Iar pentru ciuperci ne-a dat încă un exemplu de beneficiu acestea, fiindcă productivitatea ciupercilor a crescut cu aproximativ 33-35%. Asta reprezintă și un venit suplimentar care acoperă cheltuielile pentru această suspensie. Puteți face business. Da, desigur, poate fi implementată și pentru business. Da, vă mulțumim, ideea e foarte bună. Marius, ce ai elaborat? Un măsurător de energia omului. Îl măsoară energia omului. Mai tare. Eu am făcut un măsurător de energia omului. Și cum lucrează? Trebuie să puneți mâinile pe aceste două plăci, una din cup și alta din zinc, și o să vă arate dacă duceți un mod sănătos de viață. Trebuie să puneți mâinile pe aceste două plăci. Mâinile aici, da? Da. Asta înseamnă că duceți un mod sănătos de viață. O sănătos de viață? Da. Dar dacă e nesănătos, cum ar fi să fie? Ce ar arăta? Ar arăta de la 2 la 3. De la 2 la 3, da? Da. Marius, energie pozitivă sau negativă? Deci, domnul... Toți râiu îți treacă. Toți râiu îți treacă. Domnul director, treceți și-o dumneavoastră. Hai, repede. Toți râiu îți treacă. Ceilalți... Se dă așa un pic, așa? Omul, dacă este mai în vârstă, o să arate mai puțin. Bravo! Bravo! Și dacă omul este mai în vârstă, o să arate mai puțin. Am înțeles. Bravo! Bravo! Ingenios! Dacă e mare... Instalați pentru demonstrarea mecanismului circuitul sanguin în diferite maladii. În față, dumneavoastră aveți... o instalație pentru a demonstra cum decurg principalele maladii ale sistemului circulator, cum ar fi accidentul vascular cerebral, care astăzi îl voi demonstra, stenoza arteriilor renale, tromboza, hemoragie internă, dar și externă, cu ajutorul duzelor date. De asemenea, acest rol ține de aprecierea rolului biologiei, acest proiect ține de aprecierea biologiei în tratarea acestor boli. Și dimensionat este faptul că anul trecut, adică în 2016, în lume au murit peste 17 milioane de oameni din cauza bolilor cardiovasculare, care rămân pe locul 3 după cancer și obezitate. Și astfel, această instalație va ajuta atât elevilor cât și a studenților de la medicină pentru a înțelege aceste maladii. De asemenea, se pot organiza diferite măsuri pentru populația în vârstă, pentru a le demonstra cum se protejeze. Ce înseamnă
Și eu aș vrea să demonstrez cum lucrează această instalație. Da, acesta. Da, și de asemenea aș vrea să menționez că sântele este un amestec de iozină și metilen blu și acesta colorează apa în albastru. Da, aici s-a produs o eroare tehnică și de ce nuanța de albastru care trebuie să obțină este nuanța țesuturi necurotizate care pot fi găsite în urma autopsiei la diferite organe. Și astfel acest proiect ar ajuta mulți oameni să înțeleagă cum să prevină aceste boli, dacă să înțeleagă cum ele decurg de fapt. Deci, Eugenie, mulțumim. Nadejda, spuneți esența. Studii medicina contemporană am determinat că majoritatea populației, adică 85%, suferă de excesul sebumului la nivelul scalpului. Aceasta este o substanță alcătuită din trigliceride, monoester de ceară, celule moarte și substanța care metaboliza e celulele în care produc grăsimi. Pentru a îndepărta aceasta, am realizat un medicament care este compus din grupele vitaminei B1, B12, B6, vitamina C, vitamina E, calciu, urzica, care îndepărtează, care este un hidratant împreună cu glicerina și determină... Ați încercat-o? Da, două săptămâni am testat. Asta este la început și două săptămâni. Ok, foarte mulțumim. Cristina și Anastasia. Inovația noastră se numește Power Vita. Este un suc cu caracter bazic care este alcătuit din măr, morcov și sfeclă. Am ales anume aceste produse deoarece ele sunt des întâlnite în Republica Moldova. La ora actuală foarte mulți oameni suferă de ulcer gastric, iar în liceul nostru sunt circa 43 de cazuri. De aceea ne-am propus să promovăm modul sănătos de viață prin intermediul sucului nostru, care conține foarte multe vitamine. Pentru a afla care este părerea elevilor despre acest suc, am realizat un sondaj în care i-am servit și am obținut următoarele rezultate. 70% sunt predispuși să consume acest suc, iar 30% nu iubesc sucul. De asemenea, acest suc aduce foarte multe beneficii. Menține inima sănătoasă, la fel și sistemul circulator datorită carotinoidilor din sfeclă și morcov. Menține și sănătos sistemul digestiv. Pentru adolescenți este bun deoarece reduce acneea. Pentru femei la fel, deoarece conține agenții anti-îmbătrânire. Dorim să promovăm sucul nostru la scară industrială pentru a avea o societate mai sănătoasă. Vă mulțumesc, bravo. Deci la liceu le-ați testat. Da, da. Vă mulțumesc. Iulia și Daniela. Proiectul nostru se numește Gama de produse pentru îngrijirea părului adolescentina. În ziua de astăzi, o mare problemă a adolescenților este cum să îngrijească corect părul. De aceea, oamenii folosesc unele produse care conțin substanțe chimice sau chiar solvi care usucă pielea scalpului, provoacă produc mătreață și dispare strălucirea părului. De aceea am creat o gamă de produse cu ingrediente naturale care au doar efecte pozitive și regeneratoare asupra firului de păr și a pielii scalpului. Am experimentat împreună cu profesoara de biologie și am combinat unele ingrediente pentru a obține un rezultat final. Rezultatul experimentului nostru este chiar de pentru un păr sănătos cu frumusețe rară. Noi vă dorim succes. Deci, Daniela și Victoria. Bună ziua, mă numesc Victoria. Avem un panou plastic imprimate preferire la rolul apei în organismul omului, răspândirea apei pe pământ, bolile provocate de apă poluată. Scopul acestei lucrări a fost ca fiecare dintre noi să conștientizeze acest rol în viața noastră și elevii să devină modele prietenoase mediului. Am dorit ca acest panou să fie ca un reper științific la lecțiile de biologie, chimie, geografie și altele,
De ce anume elevii? Pentru că elevii sunt copii, în general sunt viitorii noștri consumatori, gestionari de resurse naturale și ar trebui să cunoască problemele și soluțiile care, și să intervină cu soluții constructive în aceste probleme. La liceul dumneavoastră, Panou, este deja implementat? Da. Bravo. Pe holul școlii este. Da. Bine, ideea e foarte bună, trebuie de diseminat experiența. Mulțumesc mult. Da, mulțumim. Succes. Fermentator care va fermenta compușii până la cei mai mici, până la cele mai mici substanțe, apoi va parcurge până la secția de ardere, de aici se va forma biogazul și toate gazele biogene, cum ar fi metanul, propanul, dioxid de carbon sau hidrogenul. De la gazificare va pleca la separator și la separator la colectorul de biogaz. Vă obțin biogazul, care este un ansamblu din mai multe gaze biogene, ci ia naștere de la fermentație și la gazificare a deșeului. Și de asemenea, biogazul... Da. Spuneți, vă rog, dar care este procesul de bază care stă la reutilizarea, la distrugerea, la denaturarea acestei celuloze? Procesul. Fermentarea și gazificare. Fermentarea în baza căror procese? Cine participă la fermentarea celuloze? Bacteriile și ele se, deja substanțele vor fi divizate în, de asemenea, vor fi gazificate și vor fi divizate în propan, butan, diferite gaze. Bravo! Foarte frumos, fetelor! Noua vostru! De altfel, un mediu de joacă pentru copii și maturi și pentru a le permite să se odihnească în timpul lui. Cu ce se deosebește terenul vostru de celelalte terene care există? Acest proiect se deosebește de celelalte prin faptul că avem umoara euliană. Ea va fi aplasată între un loc unde se formează curent, adică între două blocuri, dar energia va fi transmisă către generatorul de curent electric. Iar noaptea se va primi... Deci, foarte interesantă idee, ca să amplasăm și umoara și să avem iluminat în timpul nopții. Bravo! Pungile de plastic cu hrana și le mănâncă. De aceea, în multe corpuri ale animalelor, au fost găsite pungi de plastic care se descompun mult mai greu decât corpul acesta. Ca soluții, noi am găsit împlinirea pungilor de plastic, cele textile. Și de asemenea, la nivel de elev, noi vrem să ajutăm și să reciclăm de altă. De aceea am realizat următoarele lucrări. Flori pentru grădină, care sunt rezistente la orice condiții ale mediului și sunt, după cum puteți vedea, sunt frumoase. Am realizat acest covoraj, care e covoraj pentru scaun. De obicei, el se folosește din se fabrică din material, însă noi l-am înlocuit cu pungile de plastic, iar și rămân la fel de comode. În plus, ele sunt făcute din pungi de plastic reciclate. Sunt de plastic reciclate sau sunt noi? Reciclate. Achiță de carnaval. Tot din substanțe care vor fi biodegradabile, deoarece vedeți că sunt unii care conferă duritate acestor obiecte. Creativitatea ne permite ca să înlocuim diferite obiecte din viața unui elev și, în general, din viața unei domnișoare, unui domn, care are nevoie de accesorii și care își poate pune ingenuitate pentru a crea diferite obiecte. De modă pentru a prezenta. Da. Eu cred că asta ar fi o idee viitorului și cred că în viitor designerii vor pune accent pe reciclarea materialelor în compozițiile lor. Mulțumesc. Care le-am obținut prin filtrare costisită. Aici puteți vedea rezultatele care le-am obținut în apă de 30 de grade, de exemplu, randament de 95%. Este un randament foarte mare, deoarece în prezent metodele care sunt utilizate pot ajunge la un randament până la 80%. Și vedeți, diferența este cu 15% mai mare. De asemenea, poate fi reutilizat, da? Da, de asemenea, poate fi reutilizat. Putem observa aici că apa marină și apa dulce, rezultatele nu diferă doar cu 1-2%, deci poate fi utilizată și în apă și în apă marină, și în lacuri și în mări.
De asemenea, noi propunem ca fiecare tanker petrolier să fie însoțit de aceste nave colectoare de petrol, după modelul nostru. În primul rând trebuie să aibă acest electromagnet stat pe centru. Noi am utilizat și magnete care au fost pe bordul, dar petrolul nu a intrat înăuntru și s-a lipit de bordul navei. De asemenea, nava trebuie să fie dintr-un material nemagnetizant, de exemplu plastic, care este și ieftin, de aceea dacă ar fi din fier, atunci s-ar magnetiza și bordurile navei și petrolul nu ar intra în rezervor, dar a sta la exteriorul navei. De asemenea, este nevoie de un pulverizator de fier care să pulverizeze acest praf de fier și un rezervor pentru colectarea petrolului. De asemenea, este nevoie și de orificii făcute la nivelul apei prin care petrolul se intre înăuntru. Și asta este metoda pe care o propunem noi. Mulțumesc pentru atenție! Când dumneavoastră sunteți în așteptare, iar noi ușurați parțial, fiindcă ne-am fi dorit mult mai mult să vă menționăm pe fiecare dintre dumneavoastră, am ajuns la un consens și am reușit să identificăm cele mai bune lucrări, cele mai ingenioase idei, cei mai activi participanți și iată că suntem la etapa când trebuie să dau citire deciziei juriului, adică să începem să menționăm participarea activă a dumneavoastră la cea de-a 10-a ediție, ediție jubileară a concursului republican cel mai bun elev inovator din Republica Moldova. Vreau să menționez că tradițional noi în cadrul Comitetului de Organizare apreciem participarea activă atât a elevilor cât și a profesorilor și suntem onorați să menționăm astăzi că cel mai activ raion în cadrul acestei competiții, la fel ca și anul trecut, este echipa raionului din Ungheni, care a fost reprezentată prin cele mai numeroase lucrări de câteva instituții, licee, gimnazii din acest raion. Premiul este decernat de către membrul juriului, directorul editurii Știința, domnul Gheorghe Prin. Vă rog, un reprezentant, o profesoară sau cineva din cadrul raionului Ungheni, vă rugăm să ieșiți să primiți premiul. Dar unde se semneze? Cel mai activ raion în cadrul competiției, la fel ca și anul trecut, echipa raionului Ungheni. Cel mai activ liceu în cadrul acestei competiții s-a dovedit a fi liceul teoretic Petru Ștefănucă din Ialoveni, care a adus 15 participanți. Și domnul Prin continuă să menționeze participarea lor activă la această competiție. Juriul a rămas impresionat de participarea elevilor din diferite regiuni, raioane ale Republicii Moldova, care nu au încăput în lista premianților și din aceste considerente a decis în anul acesta să ofere premii speciale din partea juriului. Și cu multă satisfacție vreau să-i ofer cuvântul domnului doctor habilitat, membru corespondent, directorul Institutului de Chimie, care va decerna două premii speciale pentru lucrarea panoului Apă, probleme și soluții, prezentat de Ropot Victoria și Pântea Daniela, satul Bepeni, raionul Sângerei, și Bețivu Nicoleta Grosu Valeria din la Nicolae Casochi și Căreni, raionul Sângerei. Vă rog, domnișoarele și domnul director, vă rog să menționați Deci, domnișoara este de unde?
din Sângerei, Pepeni, și Bețivu și Grosu Valeria Nicolae Casoc, Chișcăreni. Unde? Nu, Chișcăreni, al doilea grupă de elevi, din Chișcăreni care sunt. Probabil că deja au plecat acasă, dar puteți să-i transmiteți toți domnișoarilor, sunt din Pepeni și Chișcăreni. Sau data viitoare transmiteți domnișoarei. Deci, premii speciale sunt oferite din partea juriului de către domnul director al Institutului Dezvoltării Societății Informaționale, dr. Igor Cojocaru, pentru două lucrări. Măsurarea bioenergiei de Juncaru Marius, Centrul de Politehnică Chișinău și Intelect Compass, Lar Vadim și Cuciuc Iulian, Varnița, raionul Anenii Noi. Vă rugăm! Deci Juncaru Marius, Centrul Politehnic Chișinău. Asta e Juncaru Marius, da? Domnul director, ăsta e primul premiant, vă rog frumos. Asta e Juncaru Marius. Și a prezentat o lucrare foarte interesantă, măsurarea bioenergiei. Mulțumim mult! Și Păslar și Cuciuc, Varnița, Anenii Noi. Premii speciale din partea juriului sunt oferite iarăși de domnul director Gheorghe Prin, directorul Editurii Știința, pentru lucrările de creativitate, Clipa Adrian, Glastră Excepțională, Gimnaziul Grigore Vieru, Sărata Veche, Raionul Fălești și dispozitivul Grav, Derenov Vadim, Gimnaziul Grigore Vieru, Vasilcău, Raionul Soroca. Vă rugăm! Așa, și următorul. Vă mulțumim, domn director. Tradițional, menționăm cei mai tineri participanți. Deja unul l-ați văzut dumneavoastră, Marius, dar mai avem și două participante. Premiul special pentru cea mai tânără participantă este oferită elevei Bodruc Sofia, 7 ani, liceu teoretic Vasile Vasilache, municipiu Chișinău, și Cibotarea Nisia, grădinița Păpădie, a 6 ani, pentru o lucrare foarte interesantă prezentată la domeniul creativitate, prezintă domnul de mânează premiul, domnul Iurie Cristie, directorul Liceu Academiei de Științe. Deci, Sofia și Cibotari Anisia, grădinița Păpădie din orașul Chișinău, 6 ani, pentru prima dată în cadrul concursului am avut și o participantă din grădiniță. Dar nu știu unii, domnișoară. S-a dus Anisia Cebotaru, s-a dus la culcare, chiar de la grădiniță. Deci nu este Anisia Cebotaru. Poftim? Deci vă mulțumim foarte mult, dacă vine noi îi mână. Deci următoarea etapă și următorul ciclu de premianți sunt premianții pentru categorii, că dacă dumneavoastră ați observat, din an în an are loc evoluția acestui concurs, lucrările sunt tot mai interesante și noi am încercat în ultimii 2 ani să repartizăm după domenii de cercetare, astfel încât noi avem premii speciale pentru 10 categorii tematice. Robotică. În cadrul concursului la robotică este menționat domnul Cibotar Nicolae, robotică pentru copii cu dizabilități, decernează domnul director al Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii Dimitrie Ghițu, domnul doctor, membru corespondent Anatolie Sidorinco, Cebotar Nicolae Hâncești, raionul Ungheni. Deci, stimați copii, stimați elevi inovatori, vă rog frumos, Nicolae, deci premianții vin și primesc diploma de participare și merg la această masă unde stă doamna Lucia pentru a semna în borderou și pentru a primi premiul respectiv, fiindcă noi trebuie să avem un raport de dar de seamă. De ce, Nicolae, toți premianții merg și semnează și prin spate vă așezați la locul dumneavoastră, așa și ceilalți următorii participanți. Deci, în agricultură și biotehnologii,
Juriul a fost impresionat de lucrarea Ecopasta prezentată de Stepankevici Mihaela, Chiluță Mihaela, Conac Alexandru, Liceul Vasile Coroban, orașul Glodeni. Îmânează premiul domnul doctor habilitat Gheorghe Popovici, administratorul Parcului Științifico-Tehnologic Academic. Vă rog, domn director. Așa, domnișoară, în ecologie, lucrarea Ecomobil a fost una dintre cele mai apreciate și deținătorul acestui premiu este Guzun Dimitri, Liceul Constantin Stere, Soroca. Discernează la fel domnul Popovici. Da. Vă rog frumos, la acest premiu este și cărțile din partea Ministerului Mediului. În domeniul electromecanicii au fost prezentate 16 lucrări și au participat 15 copii. Dintre toate a fost apreciată lucrarea geanta electronică, Bruian Armando, Gimnaziul Vasile Pârvan, Gotești, Raionul Cantemir. Vă rog frumos să veniți să luați premiul. Este. Așa, pe acolo. La următoarea etapă este energie regenerabilă și aici a fost apreciată lucrarea panou solar, Bricicarul Lucian, Liceul Academiei de Științe. Rapijor că voi sunteți acasă. Următorul domeniu este tehnologii informaționale. La acest domeniu este apreciată lucrarea Assistant de către Bragar Gheorghe, Liceul Teoretic Varnița, Raionul Anenii Noi. Decernează domnul director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr. Igor Cojocaru. Vă rog, Bragar Gheorghe, Liceul Teoretic Varnița, Raionul Anenii Noi. Așa, și treceți să luați. Da. Științe exacte. La acest domeniu este apreciat și foarte înalt atât dispozitivul cât și participanta Bivol Cristina, Liceul Teoretic Olimp, Costești, Raionul Ialoveni. Îmânează acest premiu directorul Institutului de Chimie, domnul academician Tudor Lupașcu. Și important este și domeniul sănătate și medicină, aici fiind apreciată lucrarea instalației pentru demonstrarea mecanismului dereglării circuitului sanguin la diferite maladii, prezentată de Eugen Valic, Liceul Teoretic Eminescu, satul Constantin Negruțe, orașul Cahul. Decernează domnul Lupașcu, tot domnul Lupașcu, da? Este, da? Pentru sănătate decernează directorul institutului, domnul Lupașcu. Important a fost că la etajul 2, dacă dumneavoastră ați observat, au fost expuse lucrările de creație, care sunt la fel de importante, deși ele poate nu conțin inovații economic importante, dar ele fac parte din aspectul creativității și ingeniozității copiilor și la acest domeniu a fost apreciată lucrarea Cotogoi Mușanschi, Laura Gaudeamus Chișinău, față de masă cu motive florale și decernează premiul domnul director Prin. Așa.
Și acum treceți și luați, vă rog, domnișoara, semnătura și... Atât din partea juriului, cât și din partea organizatorilor ne-am străduit să venim cu anumite contribuții, astfel încât directorul Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic vine cu un premiu special și el a fost apreciată lucrarea Smart Room de Serdeșniuc Igor, Liceul Academiei de Științe. Dragi participanți la acest eveniment, premiile speciale pe domeniu au fost premii cu cărți, diplome, medalii și o contribuție de 300 de lei pentru copiii care au obținut aceste diplome. Și acum trecem la premiile propriu-zise, la premiul la locul 1, 2 și 3, premii tradițional în valoare locul 3, 1000 de lei, locul 2, 2000 și locul 3, 3000 de lei. Astfel, începem cu locul 3, și aici noi am oferit, ca de obicei, trei premii de locul 3. Una dintre lucrări care a fost menționată cu cel mai înalt punctaj la acest nivel a fost purificarea apei de produse petroliere, prezentată de la Tudor și Gânjul Dumitru, Liceul Dante Alighieri, Chișinău. Premiul este emanat de către vicedirectorul Agenției pentru Proprietate Intelectuală, doamna Svetlana Munteanu. Deci premiul locul 3 și un premiu în valoare de 1000 de lei, acești doi tineri care și-au propus să vină cu idei privind purificarea apelor de petroliere. Lăsați-l aici, ca să nu trebuie asta. Băieți, vă rugăm. Tot la nivelul punctajului de locul 3 a fost apreciată și lucrarea P-Cloud, primul cloud de compresare din lume bazat pe inteligență artificială, prezentată de Boicu Cristian și Rusu Cristian, Liceul Academiei de Științe. Premiul este emanat de doamna Carina Ieni, reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului. Întorceți-vă cu fața la, doamnă, la fotografie. Așa, băieți, treceți în partea aceea. Așa, treceți pentru semn. Numai puțin punctaj a primit și lucrarea Traductor de vibrații, prezentată de Boiarin Iuri, Școala Profesională numărul 6, orașul Chișinău. Premiul este emanat de către doamna prorector al Universității Academiei de Științe, doamna dr. Tatiana Potânc, care de fapt a fost și sufletul acestei ediții și omul care v-a adunat, v-a organizat și a contribuit substanțial ca noi astăzi cu dumneavoastră să avem o sărbătoare deosebită. Vă rog, Boiarin Iuri, înmânează doamna Tatiana Potânc. Și acum ne apropiem de momente și... Ce? A intervenit o mică greșeală tehnică, dar noi ne clarificăm. Locul 3. Acum trecem la locul 2. Sunt 2. Da, și. Așa. Și acum ne apropiem tot mai mult și mai mult de momentul culminant, emoțiile tot cresc și cresc și vreau să vă spun că urmează două premii
locul 2 cu medale și diplome și premii în valoare de 2000 de lei. Aceste premii vor fi mânate de doamna viceministru al educației, doamna Elena Cernei, și domnul președinte interimar al Academiei de Științe, domnul Ion Tighenianu, iar lucrările sunt reciclarea deșeurilor animaliere și reziduale ce conțin celuloză și obținerea biogazului, lucrarea prezentată de Briciuc Eugenia și Ciorninchi Mihaela, Liceul Teoretic Gheorghe Asache, orașul Ungheni. Vă rog, doamna Elena. Felicitări, domnișoarele, vă mulțumim, doamna ministru. Și următorul deținător al premiului 2 este domnul Petrașcu Sandu, pentru robotul Floarea Soarelui, Liceul Academiei de Științe. Mânează premiul domnul vicepreședinte, președinte interimar Ion Tighenianu. Vă mulțumim, domnul vicepreședinte. Și acum punctul culminant al acestei ediții este premiul întâi și trofeul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, două premii care vor fi oferite de directorul Agenției pentru Protecție a Intelectualității, Agenției pentru Protecția Intelectuală, a domnului Octavian Apostol. Și este vorba de lucrarea care este decernată cu cu premiul întâi, este lucrarea Sistem Centralizat de Drone, prezentată de Vozian Valentin și Butmalaidan, Liceul Academiei de Științe. Dumneavoastră ați demonstrat dronele, ori urmează să le demonstrați încă o dată, când ieșim toți din sală. Bine. Așa. Domn director. Așa. Deci deținătorii premiului întâi pentru ediția jubileară a 10-a sunt Butmalai și Vozian, reprezentanții Liceului Academiei de Științe, care deja au demonstrat în practică efectul acestei inovații pe care au prezentat-o. Și pentru prima dată în premieră, la cea de 10 ediție, Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale a reușit să obțină pentru dumneavoastră trofeul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală. Și de acest premiu va beneficia în anul acesta domnul Cirimpei Ion, Liceul Teoretic Călinești Chișinău, motor cu ardere internă. Cirimpei Ion! Într-adevăr, domnul Cerempei se află acum în Statele Unite ale Americii, participă la concursul MOLSEF, un concurs internațional, și noi am solicitat de la Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală un premiu. Este pentru prima dată, într-adevăr, și un premiu de 3.000 de lei care să ajute să compenseze măcar o parte din biletul de avion până în Statele Unite. Acesta este tatăl lui, nu este liceanul Cerempei. Iată că
Am ajuns la finele acestei ediții. Sper că fiecare dintre dumneavoastră a primit satisfacția, plăcerii de la ziua de astăzi, când dumneavoastră ați avut posibilitatea să prezentați lucrările. Felicitări încă o dată tuturor. Dumneavoastră, deja prin participare, sunteți premianți. Vă mulțumim pentru suportul pe care dumneavoastră l-ați adus prin contribuții și sper că aceste idei inovaționale cândva vor fi implementate în practică. Dacă nu, ele vor servi pentru cunoaștere și dezvoltare. Acum, la finele acestei ediții, a 10-a jubileare, cel mai bun elev inovator, genius din Republica Moldova, vreau să aduc totodată, mulțumindu-mă dumneavoastră, să aduc mulțumiri și organizatorilor și partenerilor noștri. Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Ecologiei, în alți ani Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii. Vreau să mulțumesc Agenției pentru Protecția Proprietății Intelectuale, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Vreau să mulțumesc Parcului Științifico-Tehnologic Academica, Editurii Știința, Institutului Dezvoltării Societății Informaționale, tuturor institutelor Academiei de Științe a Moldovei care participă din an în an. Și desigur că vreau să mulțumesc mult gazdelor acestui eveniment, Liceului Academiei de Științe și la sfârșit, dar nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor din Universitatea Academiei de Științe care au depus eforturi și au contribuit la organizarea acestui frumos eveniment. Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi și vreau să sper că la ediția 20-a vom fi participanți, dumneavoastră veți fi cei care v-ați juriza, iar noi vom fi cei care vom mâna premiile. Vă doresc sănătate, succese, drum bun acasă, la mulți ani și succes în tot ceea ce faceți. Iar la final, reprezentanții premiului întâi cu sistemul de drone o să ne facă o fotografie cu dronele și noi o să facem o fotografie de familie cu toți premianții. Vă mulțumim și numai bine!